Cred că o industrie de startup-uri în România s-a inventat acum vreo 4-5 ani. O treabă destul de consolidată și planificată și suficient de statistică, suficient de largă, a început să se întâmple acum 4-5 ani. Și s-a dezvoltat foarte mult. Apariția hub-urilor a fost importantă, locuri în care mulți tineri să se ducă să vorbească și să împărtășească experiențe. Exact din filmul celor de care spuneam, dacă ești într-un hub alături de alte 40 de mini-startup-uri, una dintre companii primește investiție și începe să facă niște lucruri, toți ceilalți sunt martorii acestei experiențe și văd ce se întâmplă, învață, data viitoare când o să ridice și ei bani, nu o să mai facă aceleași greșeli, o să fac altele, dar asta e nemaipomenit. Deci se dezvoltă. Hub-urile sunt o chestie foarte bună. Toate conferințele, dacă te uiți în momentul ăsta în România, sunt o grămadă de inițiative care încep cu startup. Inițiativa voastră, alta. Sunt multe inițiative care ajută tinerii antreprenori să se cunoască, să cunoască investitorii, să cunoască procedurile, să facă un pic de școală, să înțeleagă despre ce e vorba cu avocații, despre ce e vorba cu directorii financiari, despre ce e vorba cu clienții, să construiască o firmă. Cred că lumea se uită în două tipuri de extreme la România și niciuna nu e bună. Cred că o privire balansată este cea corectă. Sunt unii oameni care spun România este cea mai extraordinară, cea mai nemaipomenită. Toată lumea vrea să facă, toată lumea vrea să investească. Suntem cei mai șmecheri din sud-estul Europei, din Europa, din America și din toată lumea și din toată galaxia. Sunt astfel de priviri. Sunt alții la extrema cealaltă care spun suntem cei mai nenorociți, nu avem nimic, de niciuna, nimeni nu se uită, nimeni nu ne bagă în seamă. Cred că niciuna dintre ele nu are dreptate și cred că o privire balansată, ca întotdeauna asupra lucrurilor din viață, este corectă. România are niște plusuri și niște minusuri. Are niște plusuri din zona, suntem partea Uniunii Europene, niște stabilitate percepută, măcar. Există ceva cunoștință de IT despre care percepția este bună. Și niște minusuri. Suntem o țară nouă în această industrie. Cunoștințele de management, de marketing, cunoștințele de globalitate sunt reduse. Și orice investitor se uită pe de o parte la România, punând aceste plusuri și minusuri, care dau poate un pic pe plus. Da, adică nu exagerat. Așa? Și mai ales se uită la România în contextul global, pentru că un investitor, mai ales investitorii serioși de care întrebi, are posibilitatea să investească oriunde. Și realitatea este că ai de ales între a investi în Statele Unite, în Anglia, în Germania, în China, în Ucraina, în Arabia Saudită, habar n-am, în toată lumea. Da? Și ai de ales din această plajă, care este imensă. România este o bucățică cu niște plusuri, niște minusuri, nici prea prea, nici foarte, foarte. Deci cam ăsta este locul. Este un loc destul de neutru, dacă mă pui să o zic așa într-un cuvânt. E un loc destul de neutru. Ce ar trebui să facem să ieșim puțin din locul ăsta, să ne îndreptăm mai mult spre o zonă de interes? Cred că dacă fiecare dintre noi face câte o companie de succes global, și dacă lumea va vedea un Evernote venit din Ucraina, wow, deci Ucraina e, și acum Ucraina are alte probleme, da? Dar dacă lumea vede un Avangate venit din România, dacă lumea vede un Mavenhat venit din România, un Bitdefender venit din România, este cel mai tare lucru care ni se poate întâmpla. Este extraordinar. Și dacă mă întreb pe mine, hai să avem cât mai multe companii care să fie recunoscute internațional, care să aducă bani investitorilor, pentru că una este să fie recunoscute ca brand și alta este să poți să spui despre faptul că la sfârșitul exercițiului acea companie a adus profit investitorilor. Pentru că mă întreb cum faci ca investitorii să investească în România. Ei trebuie să vadă exemple de succes ale unor alți investitori care au investit în România și au câștigat. Da?
Și dacă te uiți și vezi un Avantgate, un Bitdefender, un Maven Hat și multe altele, nu-mi trec acum prin cap, îmi cer scuze, sunt convins că sunt foarte multe, companii care au plecat din România sunt de foarte mare succes și au produs profituri, investitorii vor ridica o sprânceană și vor zice, ia uite ce mai întâmplare. Ia să vedem și noi care-i treaba acolo.